Icoana Maicii Domnului Arapet. Icoana Maicii Domnului Arapet sau din Arabia este prăznuită în fiecare an pe data de 6 septembrie. Ea este una dintre cele mai vechi icoane ale Bisericii Ortodoxe. Tradiția spune că icoana Maicii Domnului Arapet sau din Arabia a apărut în timp ce Sfântul Apostol Toma creștina Etiopia, Arabia și India. În loc de cele trei stele care apar în mod normal pe mantia Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care semnifică pururea Fecioria Maicii Domnului, pe veșmânt apar trei medalioane care înfățișează capetele unor îngeri. Pruncul Hristos este înfățișat în brațele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, îmbrăcat cu un veșmânt roșu, partea superioară a corpului și picioarele rămânând descoperite. El ține mâna dreaptă peste umărul Maicii sale. În unele copii ale icoanei, Maica Domnului este înfățișată cu o coroană regală pe cap. Această icoană se aseamănă la aspectul veșmântului cu icoanele Maicii Domnului, într-o naștere Fecioria ai păzit și prea lăudată Maică.